dragi prieteni, după cum vedeți, sunt într-un an de mazăre, proaspăt semănată. Aici, după cum vedeți, sunt foarte multe găuri de cârtiță. Astăzi vom vorbi despre cârtiță. Copii, știați că o singură cârtiță poate să facă un tunel de 90 de metri într-o singură noapte? Eu nu cred că aș putea să fac așa ceva. N-am insistența ei. Dar știați că Dumnezeu ne spune în Biblie că ar trebui să avem insistență în unele lucruri, și anume în rugăciune. În Luca 11, de la 5 la 8, scrie așa: Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini. Căci a venit la mine de pe drum un alt prieten de-al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura. Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scola să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. Prin această parabolă, Dumnezeu încurajează stăruința și perseverența în rugăciune. Prietenul, în ciuda orei târzii și în ciuda confortului pe care l-avea, totuși s-a sculat și i-a dat pâinile prietenului său. Cu atât mai mult Dumnezeu nu ne va da nouă ce îi vom cere cu stăruință în rugăciune. Pentru a fi ascultată, rugăciunea noastră nu ar trebui să fie o rutină, ar trebui să fie baza unei relații noastre cu Dumnezeu. De aceea, când aveți o nevoie foarte mare și când doriți ceva foarte tare, rugați-L pe Dumnezeu în rugăciunea voastră cu stăruință și atunci veți primi ceea ce veți cere. De aceea, acum la încheiere, vă îndemn să fiți perseverenți și insistenți în ceea ce faceți, mai ales în rugăciune și în relația cu Dumnezeu, să fiți ca niște cârtițe. Cu toții știm că cârtița reprezintă un mare dăunător pentru culturile din Moldova și mulți oameni le omoară pentru aceasta, prin metode foarte crude, dar doresc să vă dau o provocare. Gândiți-vă la o metodă prin care să putem să scăpăm de acești dăunători fără să-i rănim. Scrieți în comentarii ideile voastre. Copii, despre ce voi vorbi data viitoare este o surpriză. Mulțumesc de vizionare, dați like, subscribe, comentați ce v-am propus înainte și trimiteți și prietenilor. La revedere!